Punctul de trecere a frontierei Cahul își va asista mâine activitatea pentru 5 ore. Graficul de lucru va fi perturbat din cauza efectuării lucrărilor de reparație a unei porțiuni de pod până la punctul de trecere Oancea din România. Astfel, lucrările de reabilitare vor fi efectuate între orele 6 și 11, iar cei care și-au planificat să traverseze frontiera în acest interval sunt îndemnați să opteze pentru punctul de trecere Giurgiulești, aflat în apropiere.